Bă, eu n-am mai făcut videoclipuri de genul, dar cum n-am cameră în momentul de față și am 350.000 de... Da, 350.000 de abonați, ai auzit-o. Și în orice caz, bine ai venit pe canalul meu, te salut. Aici omul care are o grămadă de abonați, dar n-are o grămadă de camere. Trebuia să fac asta pentru că nu pot să las un story time de genul să nu fie postat. Deci e cea mai tare întâmplare, mă rog, oarecum din viața mea. Așa că a trebuit neapărat să vă împărtășesc, deci neapărat, jalubă, jacal, orice faceți. Hai să trecem la story time. S-a întâmplat undeva sâmbătă seara la Andrew, da, și povestea asta, de fapt story time-ul ăsta, o să vreau să-l numesc povestea vomei. Da, ai auzit bine, povestea vomei, ce morții. Da, întâmplarea s-a petrecut în camera lui Andrew, mă rog, în living-ul lui, cred că e living-ul lui, așa se spune, unde eu am dormit cu Pican sâmbătă spre duminică seara, după ce eram morți de oboseală, mai ales eu, pe aceeași canapea, da, deci, da. E gay, da, dar am dormit pe aceeași canapea, aia e. Fix înainte să ne culcăm, eu cum eram foarte obosit, George, un prieten, îi zice lui Pican, bă, nu mai bea, că o să vomiți pe ăsta. Și Pican, ce mă, n-ai treabă, mă, că eu nu vomit, mă, nu. Face, băi, vomiți pe ăsta în somn, nu mai bea, că mă, nenorocit, n-ai, mă, treabă. Zici și făcut. S-a dus, s-a dat talpă, frate, vreo 5 gâturi așa de băutură de aia și după s-a băgat în pat. Eu eram mort, frate, și după ce s-a culcat toată lumea, undeva pe la cât? Pe la 2, cred că era 2 când ne-am culcat. Eu până la 2 făcusem un antrenament, da, era 12 seara, făcusem un antrenament și m-am băgat în pac cu Pican, stinsesem luminile și ca să vă dați seama, era undeva la 20 de centimetri de Pican, cam așa, deci eram foarte aproape de el. Eram la 2 și ne-am culcat, eram rupt de somn, morții mă, și mai ales eram rupt de antrenament, ăla ce mai făcusem. Vă dați seama că îmi pica ochii în gură, de nu știam cum să mai dorm, știi? Și pe la 3 îl aud pe ăsta că se duce la baie, fiind lângă el am auzit că m-a împins în mine când s-a dus la baie. Bă, îl întreb, că bă, ce face? Ăla dormea, era somnambul de fapt când s-a dus la baie. Bun, frate meu, după ceva timp, frate, se întoarce ăsta la loc și la un dat de se... Eu credeam că visești, știi? Dar aud că face ăsta, face... Și am zis, băi, ce se întâmplă? Băi, credeam că sunt vis, știi? Și băi, cum mi-am dat seama odată de ori că nu sunt vis, băi, instinctul meu a fost direct să sar din pat. Deci, credeam că eu credeam că visești, fac gâl. Fac, bă, ce naiba, gâl. Credeam că bă, și am sărit din pat imediat. Oameni buni, nu o să credeți. Ăsta, o vomat în somn să înțepenez, mă jur, băi, deci o deschis gura și o vomat. Băi, eu nu știam ce să mai fac atunci, pur și simplu eram aruncat pe jos și îl văd pe ăsta, că era vomă peste tot, zic, Doamne, și după ce o vomat, după ce o terminat, ne uitam unul la altul și am rămas așa cam vreun minut, îmi amintesc, băi, nimica, nu puteam să zic nimica, eram mort de somn, nu știam ce s-a întâmplat și el mă întreabă, băi, ce s-a întâmplat, băi, ce morți, mă, ai vomat, ce morți, mă, eram rupt de somn, bă, nu înțelegeam ce se întâmplă și vedeam vomă maro peste tot, bine. Asta nu trebuia să vă zic asta, la, era 4 dimineața, eram rupt de somn și mi-am pus mâinile în cap, nu știam ce să mai fac, îmi trebuie, ce ai făcut, mă, l-am zis, ce să-l ajut acolo, după ce am șters jumătate de oră, îmi zice, ajută-mi, zic, bă, du-te încolo, ești prost, lasă-mă în pace, eram rupt de somn, dar l-am ajutat, da? Mă bag la somn din nou, ne băgăm din nou la somn, dar să vezi fază. Ăsta dormea tot cu capul în sus, știi? Și la... Cum dormeam eu acolo, mi-era frică, băi. Deci, pur și simplu, creierul meu a rămas conștient, știi? Vreo 10% din creier. Eu auzeam ce se întâmplă în cameră, știi? Că mi-era târșă, foarte târșă. Da, băi, și cum eram acolo rupt de somn, băi, cum încercam să mai adorm o leacă, iar auzeam. Și am zis, băi, ce, Doamne, iar mă trezi, mă arunc din pat, ăla încă nu vă mai se știi, dar am zis, băi, decât preventiv, mai bine. La un moment dat m-am întors în celălalt cap, și am, băi, du-te, recu, lasă-mă să dorm, că nu mai pot, frate. M-am întors în celălalt cap, că voiam să mă culc pe jos și n-am trezit pe la vreo 10, frate, și când vine toată lumea, zic, băi, hai să le povestesc. Băi, și vine Andrew și zic, bă, o mată ăsta în somn, zic, bă, nu te cred, bă. Bă, pe mine, bă, era full de vom acolo, bă, deci era full de vom, bă, să nu bezi niciodată, bă, deci băutură nu, beți apă, bă, nu faceți asta, bă, că asta a fost, eram rupt de somn, bă, deci asta se întâmplă într-o noapte când bei, frate, nu, deci să nu beți, eram terminat, frate, dai seama, eu n-am închis un ochi, am rămas de la 3 încolo, eu n-am mai putut să adorm din cauza lor, că auzeam, hop, mă trezeam, aruncam, deci în concluzie, nu beți că nu e bine.